Dragi telespectatori, bună seara și bun găsit la emisiunea Biblia Cartea Vieții. Îmi cer permisiunea ca din seara aceasta să vă primești și să ne întâlnim cu un salut care se folosește în zona Maramureșului. Și acolo se salută oamenii între ei pe stradă și la biserică și oriunde se întâlnesc cu salutul frumos, lăudat să fie Iisus. Și cei care îi salută răspund în veci amin. Și iată ce frumos salut au acolo în zona Maramureșului. Am avut ocazia să mă duc să vizitez un prieten în Maramureș și iată că oamenii, în timp ce veneau la biserică, erau deranjați dacă nu le spuneam acest salut, lăudat să fie Iisus. Și așa s-au bucurat de mult când răspundeam la salut și când îi salutam și eu cu acest salut frumos, lăudat să fie Iisus Hristos. De fapt, unul din psalmii noștri, psalmul 39, ultimele cuvinte din psalmul acesta spun așa: cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, slăvi să fie Domnul sau lăuda să fie Domnul. Și cei care iubesc mântuirea lui Dumnezeu trebuie să spună lucrul acesta, lăuda să fie sau slăvi să fie Domnul. Așadar, începând din seara aceasta, îmi cer permisiunea și aș vrea să vă provoc și să vă propun și dumneavoastră să începe să vă salutați pe stradă, când vă întâlniți sau când intrați în casă sau când ieșiți din casă cu acest salut frumos, lăuda să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Avem în seara aceasta și nu în zadar sau nu degeaba am propus acest lucru, pentru că avem în fața noastră o temă deosebit de importantă. Și vom vorbi în seara aceasta despre nunta finală, nunta Fiului lui Dumnezeu, momentul cel mai așteptat de întreg cosmosul acesta. Așteptat de îngeri, așteptat de Domnul Iisus Hristos, mirele nostru cel ceresc, așteptat de mireasă, adică de cei care se străduie să trăiască pe pământul acesta, după poruncile lui Dumnezeu, acest eveniment pe care îl așteptăm cu toții și care îl dorim și am dorit să participăm în această mare nuntă, măreață nuntă, iată că ne provoacă și ne pune în față și pe inimă în seara aceasta acest îndemn să ne gândim la Dumnezeu, să ne gândim la această nuntă, măreață nuntă, la acest mare ospăț pe care Dumnezeu îl va da pentru mirele Iisus Hristos, pentru Fiul Său cel prea iubit, care a venit pe pământul acesta să își răscumpere cu scump sângele său, mireasa din toate neamurile, din toate semințiile pământului acesta, adică pe toți cei care se străduiesc și doresc să primească în viața lor poruncile lui Dumnezeu și să trăiască după voia sfântă a lui Dumnezeu. Avem în fața noastră această pildă sau parabolă cu nunta fiului de împărat, care nu este altceva decât o preînchipuire sau o aducere aminte de marea nuntă pe care o vor trăi și o vom trăi toți cei care dorim din toată inima să ajungem acolo, toți cei care ne vom îmbrăca cu haina de nuntă de care avem nevoie să ajungem la această măreață nuntă finală. Și textul Evangheliei este scris de către Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 22, începând cu versetul 1, voi citi, și este o continuare la Evanghelia de duminica trecută, când s-a încheiat această Evanghelie cu lucrătorii sau pilda cu lucrătorii răi, cu acea pismă din partea iudeilor și fariseilor care au înțeles că despre ei vorbea, că ei sunt cei care au respins solii acelui stăpân care a zidit via, au respins solii, i-au omorât pe unii dintre ei, i-au aruncat în temniță pe unii și la sfârșit, în loc să primească pe fiul stăpânului, l-au scos afară din cetate și l-au omorât, crezând că vor putea pune mâna pe moștenirea acelui stăpân, acelei vii frumoase. Și această evanghelie din duminica aceasta continuă cumva parabola sau pilda cu lucrătorii cei răi. Și vom citi Evanghelia și încercăm împreună cu invitatul nostru să descâlcim și să învățăm lucruri frumoase din această Evanghelie. Și răspunzând, Iisus a vorbit iarăși în pildă zicându-le: împărăția cerurilor asemănatu-sa omului împărat care a făcut nuntă fiului său, sau cu un împărat care a făcut nuntă fiului său, și a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăși a trimis alte slugi, zicând: spuneți celor chemați, iată, am pregătit ospățul meu, juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarina sa, altul la negustoria sa, iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au bajocorit și le-au ucis. Auzind împăratul de acestea, s-au umplut de mânie și trimițând oștile sale, au nimicit pe ucigașii aceia și cetății lor i-au dat foc. Apoi a zis către slujile sale: nunta este gata,
dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Mergeți deci la răspântire drumurilor și pe câți veți găsi chemați la nuntă. Și ieșind slujile acelea, la drumuri au adunat pe toți câți i-au găsit, și răi și buni. Și s-au umplut casa nunții cu oaspeți. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat cu haină de nuntă. Și i-a zis: prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în tunere cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Iată, dragii mei, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Aceasta este pericopa Evangheliei pe care vom auzi noi duminică la Sfânta Liturghie. Și legat de acest aspect, aș vrea să mai citesc câteva versete scrise de Sfântul Evanghelist Ioan în Cartea Apocalipsei, în capitolul 19, care spune felul următor. Și un glas, începând cu versetul 5, un glas a ieșit din tron zicând: lăudați pe Dumnezeul nostru. Iată, dragii mei, lăudați să fie Dumnezeu, lăudați să fie Iisus. Lăudați pe Dumnezeul nostru toate slugile lui sau toți robii lui, cei ce vă temeți de el, mici și mari. Și am auzit ca un glas de mulțime multă și ca un vuie de ape multe și ca un bubuit de tunete puternice zicând: aleluia! Pentru că Domnul Dumnezeul nostru atotțiitorul împărățește. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și mireasa lui s-a pregătit. Și i s-a dat ei să se înveșmânteze cu vison curat, luminos, căci visonul sunt faptele cele drepte ale sfinților. Și mi-a zis: scrie, fericiți cei chemați la cina nunții mielului. Și mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Iată lucruri frumoase, lucruri care privesc împărăția veșnică, lucruri care ne îndeamnă și ne cheamă pe fiecare să ne gândim la ceea ce mărturisim de fiecare dată la Sfânta Biserică, că noi așteptăm învierea morților și viața veacului. Adică recunoaștem și cumva prin declarația noastră știm că noi suntem vremelnici, trecători și că locul nostru, veșnicia noastră este acolo, dincolo, în împărăția Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta avem alături de noi un invitat drag al nostru, Părintele Marius Levaș, îi spune bun venit la emisiunea noastră. Lăudat să fie Iisus. În veci, amin. Iată, am vrea să începem cumva să intrăm în normalitate, în a lăuda prin cuvintele noastre pe Dumnezeu, prin tot ceea ce spunem și facem. Și avem în fața această temă, nunta finală, mărețul eveniment. Nunta finală. Este o seară specială aceasta, pentru că îmi oferiți posibilitatea de a vorbi despre un subiect drag mie, și anume cel legat de plecarea noastră din această lume și despre modul în care ne pregătim această plecare. Pentru că nunta finală este întâlnirea cu Dumnezeu. Evanghelia zilei este o poveste frumoasă. O poveste pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus-o ucenicilor săi și nu numai lor. Avea și o altă asistență, fariseii și saducheii, înțelepții poporului lui Israel. Și veți vedea că într-un final se adresează mai puțin ucenicilor și mai mult celor din afară. Noi vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt cuprins în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Pentru că în 2000 de ani s-a format o tradiție atât de puternică, încât ea este echivalentă cu învățăturile Sfintei Scripturi și, atenție mare, în acord cu învățăturile Sfintei Scripturi. Dacă nu este în acord cu Scriptura, Sfânta Tradiție este o simplă tradiție simplă. De ce vă spun acest lucru? Cuvântul lui Dumnezeu îndreptat către noi, iată, de către Sfântul Evanghelist Matei, nu vine întâmplător. Și o să motivez cu un citat din Apostolul zilei de duminică. Și anume, iată ce ne spune
Apostolul Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 1, la final. Iar cel ce ne întărește pe noi, împreună cu voi, în Hristos, ne-a uns pe noi și este Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ne unge. El vorbește prin noi. Care ne-a și pecetluit pe noi și a dat arvuna Duhului în inimile noastre. Deci noi creștinii, noi cei care propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, avem arvuna Duhului în cele pe care le spunem. Și spune Apostolul, și eu chem pe Dumnezeu mărturie asupra sufletului meu, că din cruțare pentru voi încă n-am venit la voi. Nu doar că avem stăpânire pentru credința voastră, dar suntem împreună lucrători ai bucuriei voastre, căci voi stați tari în credință. Și așa, auzind aceste cuvinte, veți înțelege de ce am ținut în această seară neapărat să fiu nu numai reverend, ci și cu epitrahilul. Pentru că noi avem arvuna Duhului în noi, vrednici, nevrednici, așa cum ne-a rânduit Bunul Dumnezeu, să slujim la altar. Noi nu venim aici în fața creștinilor, în fața telespectatorilor, să vorbim de la noi. Putem dezbate și un tratat științific, vreo 2 ore, dar nu vom ajunge la nicio concluzie. Noi venim să rostim cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, iată, Dumnezeu a pus în noi arvuna Harului. Amintiți-vă de profeți în Vechiul Testament. Ce se întâmpla? Se turna unt de lemn și mir peste capetele lor ca semn al consacrării pentru o anumită misiune. Știți cum sună rugăciunea pentru cei care îmbracă epitrahilul? Binecuvântat este Dumnezeu, cel care varsă harul său peste preoții săi, ca mirul pe cap, ce se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, pe marginea veșmintelor lui. Suntem continuatori ai cuvântului lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Iar epitrahilul este semn al puterii, că poți să rostești acest cuvânt, dar și al jugului, a responsabilității, că vorbește în numele Dumnezeului celui viu și îl mărturisește oamenilor. Având arvuna Harului și rostind cuvântul lui Dumnezeu, și spune Apostolul Pavel acest cuvânt cutremurător: n-am venit la voi că încă erați nepregătiți și am mai fost odată și erați la fel, dar acum știu că sunteți tari în credință. Noi venim și vorbim aici pentru că vrem ca și noi să fim tari în credință, și credincioșii, și telespectatorii, și ascultătorii noștri. Aceasta a fost o paranteză pentru a pregăti intrarea în marele subiect al zilei de astăzi. Nunta finală. Toți cei care am fost la, cel puțin la o mormântare în viața noastră, știm cât de greu ne despărțim de cei dragi ai noștri. Nici noi preoții nu facem excepție. Pentru că suntem oameni și avem această fire materială. Suntem trup și suflet. Trupul se atașează de această lume. Și atunci, în momentul în care pleacă cineva drag al nostru, suntem cuprinși de teamă, de angoasă și mai ales de disperare. Am văzut de atâtea ori oameni plângând cu lacrimi și roaie. Și sunt firești lacrimile. E singurul mod prin care poți să-ți ușurezi sufletul. Să redobândești puterea de a merge mai departe. Dar dincolo de această realitate imediată, este nunta finală, întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Și uitându-mă atent asupra fragmentului zilei, mi-am dat seama că acolo este vorba despre 3 nunți. Sunt 3 aspecte existențiale extraordinare.
prima etapă, când împăratul a spus că este o poveste frumoasă și merită spusă, ați spus-o dumneavoastră, ați citit-o încă de la început. Împăratul face nunte pentru fiul său. Când faci nunte pentru fiul tău, îți dorești cei mai aleși invitați. Îți dorești să ai cele mai mari bunătăți. Nunta aceea trebuie să fie una excepțională și toți cei care ați pregătit cel puțin o nuntă în viața dumneavoastră, știți că acolo sunt atât de multe aspecte încât în zilele noastre sunt firme specializate pentru așa ceva. În Evanghelia zilei de astăzi, Tatăl vrea să facă o nuntă specială și invită pe cei mai importanți oameni și pe cei mai buni prieteni. Și se duc slujitorii și anunță: veniți la nuntă! Și cuvântul este unul foarte, foarte greu. Și o să merg în Evanghelia de la Matei să citez exact. Dar ei n-au vrut să vină. Au refuzat categoric ospățul, nunta. Primul aspect este nunta din rai. Nunta de după cădere, în care omul ascultă porunca lui Dumnezeu: creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și dă o dimensiune ancestrală pământului. Dar rămâne mundan. Omul rămâne stricat în firea lui. Dovadă că se duce Cain în primele versete din Scriptură și îl ucide pe Abel, pe fratele său, din invidie, din ură. Aceasta arată imperfecțiunea primei dimensiuni, a primei nunți. Este nunta stricată de păcat. Nunta care numai finală nu se poate numi. Este nunta de început. Este nunta de pregătire, prin care toți cei care s-au născut după Adam sunt chemați la nuntă, la împărăția lui Dumnezeu. Dar ei nu văd nunta, pentru că nu vreau. Și mai un aspect pe care nu-l găsim aici, dar se subînțelege foarte, foarte bine. Și anume, este vorba de faptul că ei nu mai știu, nu numai că nu văd nunta, dar nu au capacitatea de a o înțelege. O pierduseră prin căderea în neascultare. Deci neavând posibilitatea să vezi nunta și să o înțelegi, ai pierdut de fapt subiectul principal. Deci oamenii nu numai că nu voiau, dar săracii nici nu mai puteau. Primul aspect. Al doilea aspect. Este nunta a doua. Nunta Noului Testament. Și mergem la nunta din Cana Galilei, unde Domnul își începe activitatea. Cum? Printr-o problemă care se ridică acolo. O stare de criză. Și în zilele noastre, când vrei să atragi atenția, creezi o stare de criză. Toată lumea devine, se întoarce cu ochii spre tine. Acolo, criza era în timpul nunții. Nu mai aveau vin. Imaginați-vă o nuntă fără vin. N-are niciun sens. Pentru că oamenii acolo se duc să sărbătorească, nu să chefuiască. Vedeți diferența? Într-un fel sărbătorești și altfel chefuiești. Într-un fel sună sărbătoare și altfel sună chef. Nunțile noastre de acum sunt chefuri. Sardanapalnice. Ca în vremea lui Sardanapal, regele Babilonului, care venea și răsturna căruțe de mâncare peste oameni să se sature. De aici vine termenul. De la Sardanapal. Sunt chefuri. Acolo era sărbătoare. Era Domnul Hristos, despre care nu se știa mare lucru, dar apare criza, apare problema. Și slujitorii înțelepți o ascultă pe Maica Domnului. Faceți ce vă va spune. Dar și această nuntă nu este una perfectă. Este nunta Noului Testament. Deci, nunta aceea, epoca aceea stricată, coruptă, unde vin profeții, sunt uciși, batjocoriți. Prima nuntă și această etapă istorică a doua, care
ne arată că nunta fiului de împărat se apropie încet încet de nunta finală, dar nu e nunta finală. Vine Hristos, dar el este ucis, răstignit pe cruce. Vine Hristos și își dă viața pentru oameni. Și cum i-au răspuns oamenii? Spunând că n-a înviat. Sunt în zilele noastre oameni care cred că Hristos nu a înviat. Și își mai spun și creștini. Sau cel puțin la modul declarativ. Și atunci trecem în a treia etapă, al treilea pas, și anume la nunta întâlnirii cu Dumnezeu. Viața viitoare. Deci, este o călătorie prin Vechiul Testament, prin Noul Testament. Trecem pe la toți profeții, mari și mici. Trecem pe la toți înțelepții. David, Solomon, Ezra, Neemia, toți au scris cărți. Trecem pe la ei printr-o nuntă de pregătire. Ajungem la nunta lumii acesteia în care Hristos se duce și își începe activitatea pentru a ajunge la nunta finală, nunta împărăției lui Dumnezeu, masa finală, nu masa aceea pe care suntem puși cu sicriu, că noi oameni avem tentația de a înțelege și asta, ci nunta întâlnirii cu Dumnezeu în care El își deschide brațele ca un părinte și îl primește pe fiul pe care l-a sărbătorit. Și acolo, dacă în prima parte nu au vrut, în a doua parte a istoriei spune că au ezitat, și este important, fără să țină seamă. S-au dus unul la țarină, altul la neguțătoria lui, fiecare și-a găsit ceva de lucru. Dar numai la nuntă nu s-a dus. Și în zilele noastre ne găsim fiecare ceva de lucru, dar la slujbă, unde este nunta fiului de împărat, Hristos, cel care se jertfește, nu ne ducem. Suntem ocupați. Suntem ocupați să ne bem cafeaua, duminică dimineață. Cine poate contesta dreptul tău de om de a sta la o cafea duminică dimineața, singura ta zi liberă de peste săptămână? Nu este nici ziua ta, nu este nici liberă și nu-i sărbătoare dacă stai la cafea, dacă nu te duci la nunta fiului de împărat. Fiecare și-a găsit ceva de lucru. Ei bine, la nunta finală, ori vrem, ori nu vrem, vin slujitorii și ne duc. Am văzut o traducere mai veche, foarte interesantă, și că au venit sclavii. Atunci stăpânii aveau sclavi. Spune că i-a trimis pe slujitori ca să traducă frumos în Biblie. Nu, erau sclavi. Vor veni sclavi și ne vor duce la nunta finală. Acum depinde care dintre sclavi vin. Că și aici există două categorii. Îngerii lui Dumnezeu, care sunt slujitorii lui și ne pot duce la o nuntă a fiului de împărat cu sufletul deschis. Sau dracii, alții, sclavi. Aceia chiar sunt sclavi ai păcatului lor, al nedesăvârșirilor. Și aceia ne pot duce. Și ei vor sta la cântar. Aceasta este nunta finală. Nunta apoteotică. Punctul cel mai înalt al întâlnirii noastre cu bunul Dumnezeu. Avem nunta, și cu asta mă apropii de final, cu prima parte, avem nunta în fiecare sfântă liturghie. Nu numai duminică, nu numai în sărbători, ci și miercuri și vineri. Acolo veți găsi pe preoții dumneavoastră, la slujbă. Și veți vedea că sunt aproape singuri. Pentru că nu mai mergem la nunta fiului de împărat. Și nunta finală este aproape. Nu știm când va veni. Cum ne-am pregătit pentru această nuntă? Pentru că vom vedea pe cine descoperă stăpânul la nunta finală? Pe unul care avea o mare problemă. Dar asta o las pentru partea a doua. Părinte, aș vrea să abordăm două cuvinte din această parabolă, anunții fiului de împărat. Primul cuvânt sau prima temă ar fi: toate sunt gata. Iată, toate sunt gata.
Aș vrea să... și al doilea cuvânt sau a doua temă ar fi cei chemați n-au vrut să vină sau n-au vrut să intre la nuntă și au făcut fiecare preocupări. Și așa cum am vorbit și în emisiunea trecută despre pilda sau parabola cu lucrătorii cei răi de la, din via stăpânului, am văzut și acolo ca și acum că lucrătorii răi și cei chemați la nunta fiului din parabola din duminica aceasta sunt poporul Israel sau evrei. Și într-un mod cu totul special, cei chemați au fost mai mari poporului Israel, cei care ar fi trebuit să slujească pe Dumnezeu, să fie în slujba Domnului în fiecare zi și să cheme poporul și mulțimea la slujirea lui Dumnezeu. Și aș vrea să abordăm această temă. Toate sunt gata. Din punct de vedere al nunții finale, al nunții Fiului lui Dumnezeu, cum sunt pregătite toate? Și toate sunt gata înseamnă că noi nu mai trebuie să facem nimic decât să ne echipăm corespunzător ca să intrăm la această nuntă finală. Și cine sunt cei chemați la marea nuntă, la nunta mirelui ceresc a Domnului nostru Iisus Hristos? O să încep cu sfârșitul. De chemați sunt închemați toți, așa cum v-am spus. Hristos ne cheamă. Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi mântui pe voi. Vă voi aduce vouă mângâiere. Toate sunt gata. E normal. Cina Domnului, Sfânta Liturghie, este pregătită în orice moment. Dacă vreți, mergem acum în orice biserică, în Sfântul Altar, veți găsi, de exemplu, Sfânta Împărtășanie pentru bolnavi. Deci, în orice moment, omul, dacă se îmbolnăvește, poate primi cina Domnului, împărtășania. Apoi, dacă mergem la biserică, la Sfânta Liturghie, și am spus, facem atâtea sfinte liturghie aproape singuri, vom vedea că Hristos se jertfește acolo, fie că suntem, fie că nu suntem prezenți. Deci, toate sunt gata. Asta din punct de vedere al cinei. Din punct de vedere al participanților, și noi suntem gata, dar nu suntem pregătiți. Ne naștem, trăim și plecăm din această lume. Nici măcar nu spun că murim. Creștinii adevărați nu mor niciodată. Ei trec la cele veșnice. Intrăm în această lume prin taina Sfântului Botez. Primim, și este o rugăciune extraordinară, excepțională acolo, numită, spune așa, dă-mi-e haină luminoasă. În momentul în care se îmbracă pruncul cu haina nouă a botezului, dar este și haina aceea spirituală extraordinară. Deci primim harul lui Dumnezeu încă de la primii pași din viața noastră. Apoi primim harul lui Dumnezeu în taina Sfintei Cununii. Tot vorbim de nunta finală. Primim harul lui Dumnezeu prin spovedanie, prin împărtășanie, prin hirotonie, prin maslu, prin toate cele 7 taine. Deci suntem gata și noi. Și totuși suntem nepregătiți. Și știți de ce? Pentru că încă mai plângem la mormântare. Firea noastră omenească ne biruie. Ne ține legați de această lume. Nu că eu aș face o excepție, să nu mă înțelegeți greșit, dar atâta timp că suntem ancorați în această lume și uităm că viața viitoare e mult mai bună decât aceasta, avem o mare problemă la nunta finală, la întâlnirea noastră cu Bunul Dumnezeu. Masa e gata, noi suntem gata, dar ne pregătiți, iar produsele nunții le aduce Stăpânul. Ne-a adus cele 7 taine, postul, rugăciunea, fapta bună și mai ales schimbarea firii. Și aici fac paranteza. Pentru că toate aceste taine
puse pe masă. Toată jertfa, toate bogățiile, toți viței cei îngrășați ai virtuților sunt apă de ploaie dacă omul nu se schimbă. Ele sunt făcute ca să schimbe firea omenească, să o facă mai veselă din tristă, să o facă mai luminoasă din întunecată, să o facă virtuoasă din păcătoasă. Și omul nu se schimbă. Atunci am pierdut obiectivul final. Părinte, chiar mă gândeam și eu la, referitor la ceea ce a spus Sfinția voastră, la cele trei categorii de persoane care cumva sunt incluse în acest tablou. Cei chemați care refuză chemarea, cei care sunt siliți să intre la nuntă și care își schimbă viața și cei care intră la nuntă, dar nu schimbă viața. Dar vom vorbi despre acest lucru după o scurtă pauză de publicitate. Vă invit în fiecare zi la o întâlnire cu o carte, un autor, un titlu. Veniți cu noi în această minunată poveste a cărților și vă veți simți mai buni, mai frumoși, mai plini de speranță, mai generoși și cu siguranță mai înțelepți. Urmăriți emisiunea în fiecare zi pentru că fiecare are o carte pusă deoparte. Da, am revenit. Mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta și îi dăm slavă și închinare pentru că s-a îndurat de noi și ne-a dat darul vieții fiecare dintre noi și am ajuns, poate unii suntem bolnavi în trupurile noastre, poate unii avem probleme financiare, poate unii dintre noi suntem într-o situație mai bună sau mai puțin bună, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că în seara aceasta, iată, suntem împreună înaintea lui Dumnezeu cu sufletele noastre și cu trupurile noastre și cu inima noastră și cu mintea noastră pregătiți să primim din partea lui Dumnezeu tot ceea ce vrea să ne spună și în seara aceasta. Pentru că avem în față o emisiune și o temă frumoasă. Emisiunea este Biblia, Cartea Vieții, Cartea lui Dumnezeu, Scrisoarea lui Dumnezeu pentru noi și tema din seara aceasta este Nunta Fiului lui Dumnezeu, Nunta Domnului Iisus Hristos. Nunta finală, așa cum a spus invitatul nostru. A fost o nuntă de început, o nuntă păcătoasă, a fost o nuntă nou testamentală în care Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a venit și a sfințit nunta, iartă din nou, și apoi nunta aceea care o așteptăm cu toții, pe care o prorocesc prorocii lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu și evangheliștii, despre care ne atenționează Dumnezeu că se va împlini în tocmai așa cum s-au împlinit toate lucrurile până acum. Iată, este în fața noastră, într-un viitor în care numai Dumnezeu îl cunoaște, nu știm noi când va fi nunta aceasta. Ceea ce trebuie să știm noi este că trebuie să fim pregătiți și cu haina de nuntă pe noi. Pentru că așa cum am văzut în textul Evangheliei, a intrat stăpânul să-și vadă nuntașii și iată acolo era un om fără haine de nuntă. Și a spus luați-l și aruncați, legați-l și aruncați-l afară. Și aș vrea în partea a doua să vedem care este haina aceea sau îmbrăcămintea aceea care trebuie să o îmbrăcăm fiecare pentru a fi gata și pregătiți să intrăm la nunta Fiului Dumnezeu, la nunta mielului, așa cum am citit în Apocalipsa. Fericiți cei care vor participa, vor lua parte la cina nunții mielului, adică a nunții Fiului Dumnezeu. Și voi citi un text din Coloseni, capitolul 3, începând cu 12, care spune așa: îmbrăcați-vă, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți,
cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții, iertând unii altora, dacă are cineva o plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă într-o dragoste care este legătura desăvârșirii și pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi cu bogăție. Învățați-vă și provățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și cântări duhovnicești. Orice ați face cu cuvântul sau cu lucru, toate să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl. Iată, dragii mei, cum ar trebui să fim noi îmbrăcați în viața de zi cu zi, cu aceste îmbrăcăminte sau virtuți pe care ne le pune Dumnezeu înainte. Și uitând în acest text, ne întrebăm fiecare oare, suntem noi gata și pregătiți pentru marea nuntă, pentru nunta finală? Iată, avem alături de noi pe Părintele Marius Levaș. Părinte, avem atâtea lucruri frumoase și din partea lui Dumnezeu, încât nu știm cu ce să începem. O să legăm subiectul din partea a doua de partea de început, în care am văzut că la nunta finală sunt aduși toți. Deci nu vin, nu mai sunt invitați. Sunt aduși. Sunt aduși fie de slujitori, fie de sclavi, dar sunt aduși. La această nuntă finală vine însă și stăpânul. Și stăpânul, vedem că în momentul în care slujitorii n-au vrut să vină, spune că și-a trimis armata și a ars orașul acela. I-a ucis și a ars orașul acela. A ars testamentul. L-a lăsat să vină altul. Așa cum arde o pădure, ați văzut? După ce arde o pădure, din cenușă încep să iasă primele forme de viață și acolo crește o pădure nouă. Cam asta a făcut stăpânul. Și intră la nuntă și vede pe unul nepregătit. Toți ceilalți au intrat schimbați. Nu schimbați de haine. Schimbați cu firea lor interioară. S-au bucurat de nuntă. Era însă unul acolo tare nepregătit și stăpânul este indignat. Și scuze ar fi avut omul. Știți că la scuze omul este expert. Cred că nici diavolii nu găsesc atâtea scuze câte găsim noi oameni. Doamne, ne-a adunat de pe stradă, nu? Doamne, ne-a adunat de pe la răspântii. Ne-a adunat pe toți. Poate vin de la lucru, Doamne, poate vin din altă parte. Cum îmi cer mie să fiu pregătit acum la nuntă? Și în situația asta putem fi fiecare dintre noi. Nu știm când va fi nunta finală. Nu știm când ne va aduna Dumnezeu de pe la răspântii. Noi trebuie să avem haina de nuntă pregătită, iar haina de nuntă este sufletul nostru. L-am pregătit sau nu l-am pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Pentru nunta finală. Așa îi spune, nunta finală. Trebuie să înțelegem foarte bine că noi suntem în situația acelui nefericit care avea scuzele lui. Dar spune că stăpânul a trimis, l-a dus afară să-l ducă la închisoare pentru că era nepregătit, chiar dacă a fost adunat de pe stradă. Trebuia să fie pregătit și să schimbe firea. Poate nu reușea să schimbe hainele. Firea însă nu și-o schimbase. Cred că ne-l putem imagina pe acel om. Pentru că suntem noi triști, supărați, încrâncenați, răi, plini de vicii, plini de patimi, dar, Doamne, știi, eu vin de la lucru. Nu vin la nuntă. Ne l-am pregătit pentru nunta asta. Trebuie să fim pregătiți pentru nunta. Pentru întâlnire
pentru întâlnirea finală care va fi cu Dumnezeu și care va fi o judecată crâncenă. Arși cetatea. Și noi riscăm să ajungem la pușcărie, că suntem nepregătiți, în pușcăria iadului. De acolo, unde numai mila lui Dumnezeu ne poate scoate și rugăciunile celorlalți. Că noi, în iad, nu ne mai rugăm. Și dacă ne rugăm, ne rugăm degeaba, așa cum a spus bogatul. Părinte Avraame, trimite la frații mei acolo în lume și spune-le că eu mă chinuiesc în acest foc, în această văpaie. Văpaie este focul din Moldova. Acolo se chinuie. Iubiții mei, avem haina de nuntă? Nu, avem scuze. Și vom merge acolo unde a spus dumneavoastră. În epistola către Coloseni. Da? În capitolul 3. Unde, da, vedem. Îmbrăcați-vă, dar ca aleși ai Duhului lui Dumnezeu, sfinți prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu îndelungă răbdare. Iată meniul de la nuntă. Bunătate, blândețe, îndelungă răbdare. Și vedem mai departe. Dragoste, care este legătura desăvârșirii. Nici o legătură în lumea asta nu este ca legătura dragostei. Vorbim despre ea, dar o mai trăim? Păi dragostea este haina de nuntă. Dragostea pe care o avem și care ne schimbă pe noi oamenii. Vedeți, sunt înșirate multe virtuți aici, multe care cuvântul lui Hristos să locuiască într-o voi cu bogăție. Păi s-a vestit vreodată cuvântul lui Dumnezeu ca în zilele noastre de acum? Uitați-vă, ne vorbim cuvântul lui Dumnezeu la televizor. Cine și-ar fi închipuit vreodată? Mai ales în epoca aceea în care am crescut noi cu niște citate pe pereți luate din Marx și din Lenin. Ne vestim cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu merge în lume. Dar știți cum se scurge? Ca apa în nisip. Avem predicatori excepționali și noi și Biserica Romano-Catolică și bisericile neoprotestante au niște predicatori excepționali. Au aceleași probleme ca și noi. Cuvântul lui Dumnezeu se duce ca un pârâiaș în deșert. El este un fluviu mare care pleacă de la noi și ajunge în deșert și încet, încet se stinge până când dispare de tot. Se evaporă. Pentru că nu mai are auditoriul necesar. Auditoriul este ocupat. Suntem oameni ocupați. Noi nu numai că nu vrem să mergem la nuntă, nu numai că refuzăm elegant, noi suntem oameni ocupați. Uitați-vă în jurul dumneavoastră și uitați-vă la noi. Și noi suntem foarte ocupați, dar nu facem nimic. Dar suntem ocupați. Ne pierdem în detalii. Iar detaliile sunt ca și bunele intenții. Bunele intenții te pot duce direct în iad, pentru că nu le pui în practică. Virtuțile pe care le găsim aici, în Coloseni, sunt extraordinare. Dar dacă nu schimbă firea, meniul, el este un meniu, vorbim de nunta finală, meniul este inutil, ne otrăvește. Se întoarce împotriva noastră. Pentru că și dracii știu ce fac. Te lasă să vestești cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă nu îl împlinești, se întorc ei împotriva ta. Ești terenul potrivit pentru ei. Așa că schimbarea firii noastre trebuie să vină prin virtuțile pe care le găsim aici în Coloseni. Vorbim de dragoste ca legătură, care este legătura desăvârșirii. Și apoi, pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și mai ales fiți mulțumitori. Pacea lui Hristos aduce liniștea aceea finală cu care în seninătatea te aștepți întâlnirea cu Dumnezeu. Dar, zbuciumul tău este atât de mare încât nu poți muri. Nu te poți apropia de Dumnezeu. Ați văzut și dumneavoastră, am văzut și eu oameni care nu pot pleca din această lume. Și avem la un moment dat două rugăciuni în molitfelnic. Se numesc, așa se și numesc,
rugăciuni la ieșirea cu greu a sufletului. Când omul nu poate trece dincolo. Și, ca o curiozitate, eram tânăr preot și m-am uitat prin Politfelnic, îl văzusem la orele de curs, dar acum era profesiunea mea de credință. Și ce credeți că am găsit acolo? Sunt aceleași rugăciuni ca și la mormântare. Numai că invoci mila lui Dumnezeu ca să vină, să elibereze sufletul prin iertarea păcatelor. Deci, pacea sufletească nu ne putem dobândi, iată, decât poate printr-o rugăciune finală nu făcută de noi. Asta pentru cei care condamnă preoții, pentru cei care contestă preoții. Ai nevoie de preotul tău la final ca să nu ajungi direct în iad. Și de ce? Pentru că preotul vine și se pune în genunchi dacă e nevoie și se roagă și pune epitrahilul pe tine și se roagă pentru tine ca și când ai fi mort, dar tu ești viu. Ca să poți pleca, ca să te poți elibera de această lume. Și vorbim de pacea sufletească. Noi, în zilele noastre, mai avem pace sufletească. Știți ce spuneau latinii în vechime și asta acum vreo 2000-2500 de ani? Si vis pacem parabellum. Când se vorbește cel mai mult despre pace, să te pregătești de război. Noi vorbim de pace în zilele noastre, dar avem sufletele atât de zbuciumate încât nu ne mai vedem. Ne uităm în oglindă și nu ne vedem. Suntem stresați, suntem ocupați, deși nu facem nimic. Suntem stresați de lumea aceasta. Dar cine provocă stresul? Ruperea legăturii noastre cu Dumnezeu. Acesta este stresul. Și de asta suferim și noi preoții. Noi nu am venit din cer, am venit dintre oameni. Și noi suferim de stres. Știți de ce? Și noi preoții ne-am rupt de Dumnezeu. Mergem la liturghie, dar atâtea necazuri și probleme și atâta administrație cât avem, încă noi nu ne mai concentrăm pe cele sfinte. Spune în al preasfințitul Irineu un lucru cutremurător. Ni le spune, cred că, la fiecare conferință. Când mergeți la slujbă, fiți siguri că vă așteaptă în altar îngerii lui Dumnezeu. Și eu așa coboară la liturghie. Voi nu-i vedeți, dar ei sunt acolo. Păi mai suntem neconștienți de asta? Nu, pentru că noi ne gândim dacă s-a făcut curățenie în curtea bisericii, dacă mi-am curățat cimitirul, dacă mi-am rezolvat problemele financiare, dacă îmi pot trimite copiii la școală sau nu mi-i pot trimite, îi pot îmbrăca, vine începutul școlii. Am văzut o statistică cutremurătoare. O treime din părinții din România nu au posibilitatea să-și trimite copiii la școală. O treime. Deci dacă sunt trei oameni într-un loc, unul nu poate să-și trimite copilul la școală în condiții optime. Păi se mai gândește omul acesta. Sărac, vai de el, terfelit, umilit. Se mai gândește el la cele sfinte și la nunta finală? Păi pentru el nunta finală e 15 septembrie, când trebuie să-și trimite copilul la școală. Deci toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Dar cum să o lepădăm? Că ea vine peste noi. Trebuie să avem grijă și de cele lumești, dar mai ales de cele sufletești. Deci vedeți, pacea sufletului. Și n-am atins decât un aspect. Părinte, mă gândeam la un lucru care repetăm de fiecare dată în timpul slujbelor, Psalmul 50. Acolo, datorită păcatului, că vorbeați despre lucrurile care rup pacea noastră cu Hristos, pacea noastră cu Dumnezeu. Datorită păcatului, împăratul David ajunge la disperare și la un moment dat simte că a pierdut bucuria mântuirii. Și îi spune în Psalmul 50, dă-mi mie iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duhul Stăpitor mă întărește. Și referitor la rugăciunile care le face preotul, prima rugăciune care face preotul este un verset scris de Sfântul Evanghelist al Vechiului Testament, spune noi, profetul Isaia, în capitolul 61, versetul 10, spune așa: bucurați-vă sufletul meu în Domnul că m-a îmbrăcat cu veșmântul mântuirii și cu haina veseliei m-a împodobit. Ca unui mire mi-a pus pe cap curună și pe cap pe o mireasă m-a împodobit cu podoabe. Și mă legam de cuvântul acesta, de bucuria mântuirii. Și cred că cei mai mulți dintre noi am pierdut bucuria mântuirii, nu ne mai putem bucura de mântuirea lui Dumnezeu. Și suntem în situația psalmistului David și a împăratului David care ruga pe Dumnezeu, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tare.
haina mântuirii, haina veseliei care o dă Dumnezeu omului credincios de atâtea ori, parcă am pierdut-o și nu ne putem bucura așa cum a spus și Sfinția voastră. Când vorbiți de bucurie, îmi amintesc cu drag de o bună credincioasă pe care am cunoscut-o chiar în primii ani de preoție. Cu bucuria trebuie să fim foarte atenți. Pentru că bucuria la locul nepotrivit ne poate costa. Da, bucuria la nunta finală este extraordinară și e bine să o avem, să-L primim bucuroși pe Hristos. Dar am vrut să vă spun ce bucurie mi-a adus mie această credincioasă. Era o femeie atât de caldă, atât de cuminte, credincioasă, mergeam la biserică, o găseam în curtea bisericii. Ajungea înaintea mea cu vreun sfert de oră. Ea șocea deja rugăciunile începătoare până când ajungeam. Și totdeauna avea prin buzunarele de la șorți, că avea un șorț din ăla cum se poartă la țară, un șorț nou, curat, dar avea buzunarele. Cred că erau și pe interior. Acolo avea bomboane tot timpul. Toți copiii roiau în jurul acestei femei. Noi spuneam Lelia, cu drag. O femeie extraordinară. Și m-am întâlnit într-o zi cu această bună credincioasă mea și bucuroasă. Sunt convins că în mintea ei eram un copil și eu. Mi-a dat o bombonă. Eu n-am putut să o refuz, am luat și am pus bomboana în buzunar. Dar am pus-o în buzunarul din spate. Mare greșeală am făcut. Pentru că am uitat de ea, m-am urcat în mașină și m-am dus în altă parte, bomboana s-a încălzit și s-a lipit de mine. Și m-am adus aminte de bucuria cu care mi-a dat-o. Bucuria pe care am avut-o când am primit-o, dar am așezat bucuria, bomboana, în locul nepotrivit, în buzunarul de la spate. Bomboana, darul lui Dumnezeu pe care îl primim, trebuie să-l punem în buzunarul din față, să ne fie la îndemână. Eu eram nepregătit și nepregătit o să fiu în continuare, dar asta știu, că noi stăm pe o bomboană. Dumnezeu ne-a dat harul său minunat. Suntem regi, trăim ca regii, stăm pe scaune tapizate, trăim în condiții de lux pe care nu ne-am putut imagina vreodată. Dar atenție că stăm pe o bomboană care se poate topi. Este învățătura lui Dumnezeu pusă la locul nepotrivit. Da, dă-mi mie bucuria mântuirii tale. Bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Dă-mi această bomboană dulce. Această dragostea desăvârșirii, a legăturii desăvârșite. Dar trebuie să treci prin toate aceste etape pe care le-am enumerat din Coloseni. Am spus și mai este un citat. Roada Duhului este bucuria, dreptatea, pacea. Vedeți câte căi. Imaginați-vă o autostradă cu 1000 de benzi care duc toate spre împărăția lui Dumnezeu. Ne mergem pe contrasens. Pentru că noi suntem încăpățânați. Și uităm bucuria de a merge în același sens spre împărăția lui Dumnezeu. Și la final așteptăm, Doamne, primește-mă că am făcut poate și eu ceva bine. Acolo n-ai nevoie de ceva bine. Ai nevoie de pregătiri, de haina de nuntă pentru nunta finală. Nunta întâlnirii tale cu bunul Dumnezeu. Chiar dacă ai fost luat de pe stradă, tu trebuie să ai haina la tine. Trebuie să ai bomboana în buzunarul din față. Trebuie să fii pregătit în orice clipă. Nu mâine, nu poi mâine. Acum, peste 10 minute, peste o oră, tu trebuie să ai haina de nuntă pregătită ca să nu arzi în ghienă, ca să nu fii aruncat în întunericul cel mai din afară, ci în lumina bucuriei lui Hristos, în lumina învierii. Pentru că învierea asta ne aduce. Ne aduce ospățul final prin care noi devenim fii ai lui Dumnezeu. Iar acesta este cel mai mare dar pe care l-am primit vreodată noi oamenii. Părinte, oricum, Evanghelia din duminica aceasta ne învață un lucru foarte simplu și ușor de înțeles. Dumnezeu a pregătit totul pentru mântuirea noastră. Toate sunt gata. Ba mai mult decât atât, Dumnezeu ne primește pe toți. În împărăția Lui încap toți oamenii. Dar noi mergem pe contrasens. Și de multe ori chiar vrea să ne silească să intrăm acolo. Dar la nunta Fiului Lui Dumnezeu trebuie să avem haina aceasta
a mântuirii, haina bucuriei. Și mi-aduc aminte de un verset spus de Sfântul Apostol Pavel la Romanii, capitolul 14, dacă mi-aduc bine aminte, versetul 17, spune așa: Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iată, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Așa e în Împărăția lui Dumnezeu. Ori pacea și bucuria trebuie să o avem încă de pe pământul acesta. Și pentru că, Părinte, timpul trece așa de repede, v-aș ruga la încheierea emisiunii noastre să puneți pe inima telespectatorilor un îndemn, un cuvânt de suflet. Cuvântul de suflet este din 2 Corinteni, din capitolul 4. Iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduți, în care Dumnezeul veacului acestei a orbit mințile necredincioșilor ca să nu le lumineze cu lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Hristos Iisus Domnul, iar noi înșine suntem slujitorii voștri în Iisus. Iubiții mei, iubiți ascultători, iubiți telespectatori, iubiți credincioși, noi suntem slujitorii dumneavoastră. Purtăm veșminte în amintirea harului primit de Aron, în amintirea zilei în care am fost hirotoniți. Suntem slujitorii dumneavoastră întru Hristos. Nu suntem slugile oamenilor, ci suntem slujitorii lui Dumnezeu. Iar dacă îl slujim pe Dumnezeu, îi slujim și pe semenii noștri. Slujindu-i pe semenii noștri, avem dragostea în legătura desăvârșirii. Iar această dragoste ne poate mântui pe noi, pe toți. Părinte, vă mulțumim frumos pentru toate cuvintele frumoase și la încheierea emisiunii aș vrea și eu să pun pe inima telespectator a creștinilor noștri ultimul verset din Epistola către Coloseni, care l-am citit, capitolul 3, versetul 17. Orice am face, cu cuvântul sau cu lucruri, toate să le facem în numele Domnului Iisus Hristos și să mulțumim prin El, prin Domnul Iisus Hristos, lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu să vă binecuvineze casa, viața, să ne dea la toți bucuria mântuirii și cu Duh stăpânitor să ne întărească pe fiecare și să ne ajute pe fiecare să stăm pregătiți, cu haina gata, că nu știm când stăpânul ne silește să intrăm la nuntă. Și dacă vom fi acolo la nuntă, prinși fără haina aceasta de nuntă, vom fi și noi scoși afară. Dar să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute pe noi să avem haina de nuntă pregătită și acea măreață zi, acea măreață nuntă finală să fie pentru noi, pentru fiecare, o mare bucurie, bucuria trăirii, bucuria de a locui pentru totdeauna împreună cu Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru prea iubit, Mântuitorul nostru. Doamne ajută pe toți, ne ajută pe toți la aceasta, o seară frumoasă!